experiența este una foarte importantă pentru că a fost identificat zidul de incintă vestică al castrului roman de la Apulum, foarte bine păstrat, este foarte bine păstrat pe o înălțime de aproximativ 4 metri, 4 metri jumate față de nivelul actual de călcare. Noi evident că îl vom surprinde și sub actualul nivel de călcare. L-am surprins de fapt într-o casetă pe care am practicat-o mai încolo. Așa. Ceea ce este foarte important e că s-a păstrat parte din mortarul antic, da? Este un opus igninum, așa se numește în termen latin, cociopesto în termen italienești. Acest mortar este păstrat încă din antichitate, de mai bine de 1850 de ani.